Un bărbat care se deplasa cu motocicleta în zona pieței din orașul Milișăuți a fost rănit după ce a intrat în coliziune cu un autoturism. Accidentul a avut loc marți după amiază. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost transportat de echipajele medicale la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Piață și m-a agățat. Da. Atât altceva. A fost aici ea. Stăteam așa cu spate că avea un om aici, un client. Okay. Și nu m-am auzit bubuitor. Când m-am întors, am văzut să răsucit așa, să cu scuterul și că venea din partea asta, el aici stă. Și omul ăsta ieșa cu mașină de aici. Atât am văzut, atât am văzut. Era rănit grav? Era spart aici, la cap, partea dreaptă. Și a zis că o doare și pe aici, pe dedesubt. Dar avea viteză? Dacă eu eram cu spatele, n-am cât cu scuturul ce viteză poți să ai. Că e vecinul meu, că doar știu scuturul, cunosc pe el. El ieșea de aici, din piață? Cine? Cu motociclistul. Nu, mergea pe drum, pe șosea. Asta cu mașina ieșea din piață. Dar domnul, cu mașina nu a dat prioritate. Na, acum sunt oameni care analizează asta, nu?